Un ecosistem nou și straniu ia naștere în oceanele Pământului. Peste 1000 de specii de microorganisme au fost numărate până acum în aceste sedimente de plastic, unele specii nefiind încă identificate. Acest ansamblu de microorganisme este semnificativ diferit de alte comunități oceanice de microorganisme și mult mai diversificat decât acestea, ceea ce sugerează că particulele de plastic oferă un mediu foarte prielnic unor microorganisme care nu ar supraviețui în alte habitate. Realizat de o echipă de cercetători de la Institutul Oceanografic și de la Laboratorul de Biologie Marină, ambele din Statele Unite ale Americii, studiul este printre primele care cercetează efectele plasticului asupra viețuitoarelor microscopice din ocean. Cercetătorii au folosit plase cu ochiuri foarte fine pentru a colecta particule de plastic mărunte, cu diametru de 1 până la 5 mm, din mai multe puncte din nordul Oceanului Atlantic. Utilizând atât imagini de înaltă rezoluție, cât și secvențierea genetică, specialiștii au identificat ecosisteme aparte, asociate cu două tipuri diferite de plastic. Comunitățile de microorganisme descoperite se deosebesc, din punct de vedere genetic, de cele care trăiesc pe alte tipuri de substrat în apele din jur, de exemplu pe bucăți plutitoare de lemn sau pene. Comunitățile de microorganisme din plastisferă au de asemenea o diversitate mai mare decât a celor de pe alte substraturi, din aceleași ape, care sunt dominate, de obicei, de numai câteva specii. Printre cele peste 1000 de specii de microorganisme inventariate, se numără alge, bacterii și plante, dintre care unele nu au fost identificate încă. Cercetătorii nu sunt interesați să afle numai despre ce specii e vorba, ci să înțeleagă relațiile complexe dintre acestea, precum și modul în care influențează ele oceanul și viața marină și ce se va întâmpla în cele din urmă cu aceste particule de plastic care constituie substratul pe care trăiesc aceste comunități. Imaginile obținute cu microscopul electronic arată că unele dintre bacteriile prezente în plastisferă trăiesc în mici adâncituri formate în plastic, ceea ce sugerează că aceste specii ar degrada biologic plasticul. E nevoie însă de mai multe studii pentru a confirma existența acestui proces, iar cercetătorii intenționează să izoleze și să cultive în laborator aceste bacterii pentru a studia acțiunea lor asupra plasticului. Deoarece cercetările sunt abia la început, sunt greu de estimat potențialele efecte ale plastisferei asupra mediului marin. Printre altele, oamenii de știință se tem că aceste fragmente de plastic, împreună cu microorganismele aparte pe care le găzduiesc, ar putea, călătorind prin ocean, să răspândească specii potențial dăunătoare sau poluanți periculoși. Thank you.